Iată-ne la finalul expoziției Cosmo Bike Show Verona din Italia, aici în spatele meu. Aici am avut ocazia să vedem foarte multe biciclete, dar un punct comun între toate brandurile de aici a fost faptul că toate sunt electrice. Aproximativ toate, cam 80-90%, cred, foarte mult. Italienii sunt foarte nebuniți după electrice, cam toate țările din vest sunt nebunite după electrice. Am avut două săli foarte mari, mi-am așteptat să fie mai multe, dar mi-a luat destule ore, de fapt chiar două zile. Și a fost și a treia sală de testare a bicicletelor. Acolo puteai să iei să testezi cam orice bicicletă de la brandurile expozanților. Am avut și ceva probleme cu închiriatul unei biciclete de la un stand. Da, nu mi-a prea, n-au vrut neapărat să-mi ia buletinul. Abia am reușit. Traseul a fost super mișto. O sală foarte mare în care, cum să zic, a fost un traseu închis. Cu foarte multe obstacole, de la cauciucuri, la tot felul de paleți, de bolovan, de șicane făcute din braz sau multe alte lucruri. Înăuntru am văzut și SRAM-ul, dar prezentat de altcineva de aici din Italia, de un magazin, din câte am înțeles. Vorbeau toți în italiană și era foarte greu să înțelegi ceva, din păcate că nu cunoaștem limba. Nu ne-am înțeles prea bine cu ei în engleză, foarte puțin vorbeau ceva, stâlceau ceva în engleză. Asta e. Dar da, sper că următoarele imagini o să vă placă și ne vedem data viitoare. Ciao!
că s-a prins asta și nu o să am mai văzut de ceva timp o bicicletă electrică echipată cu Shimano Steps. Măcar cei de la Varna folosesc.